La centrul de transfuzie sanguin al municipiului București a fost organizată joi aceasta o nouă acțiune de donare de sânge, realizată cu sprijinul voluntarilor de la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului. Peste 60 de preoți de mir și preoți de mănăstire, precum și credincioși, au venit să sprijine această acțiune umanitară. Biserica rămâne întotdeauna alături de toți cei aflați în suferință. Știm că de mult timp acțiunea Patriarhiei de donare de sânge a depășit cantitatea de 7.000 de litri, dar în aceste zile toate protoieriile din București, atât preoții cât și personalul neclerical, dar și credincioși au venit în ajutorul tinerilor aflați în suferință în aceste zile. Este pentru noi o datorie de onoare de a aduce o alinare tuturor celor aflați în suferință prin tot ceea ce putem noi, rugăciune, prin donare de sânge și prin sprijinirea tuturor celor îndurerați și îndoliați. Printre donatori au fost găsite și persoane cu grupa AB4RH negativ, cea mai rară grupă sanguină necesară și pentru cei răniți în accidentul de vineri seara. Toți medicii centrului au venit să ajute la recoltare în ultimele zile ca urmare a numărului crescut de donatori. Donatorii de sânge, în primul rând, înainte de donare, trebuie să completeze un chestionar. Foarte important este să răspundă sincer la toate întrebările de acolo, pentru că este foarte important ca sângele donat să fie un sânge sănătos și să nu facem rău pacientului din spital. După aceea este înregistrat, este identificat înainte, este foarte important să aibă un document de identificare la ei, carte de identitate, permis de conducere. După ce este identificat și înregistrat, se supune unei selecții medicale, este consultat de medic, îi se efectuează niște analize predonare, după care merge la recoltare și donează sânge. Beneficiile nu sunt numai de partea celui care primește sângele, ci și a donatorului. Donarea de sânge este un act medical și spun asta pentru că oamenii trebuie să înțeleagă că donând 450 de mililitri de sânge, ei nu rămân în deficit. Donatorii de sânge cu donări repetate au mai mică incidență a infarctului de miocard sau accidentului vascular. Avem un proiect cu Patriarhia României. Pot să spun că acest proiect ne-a fost de foarte mare ajutor, deoarece am recoltat sânge nu numai din București, dar și din țară. Nevoia de sânge în România depășește de cele mai multe ori resursele pe care le au la dispoziție spitalele. De aceea, voluntarii de la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului oferă sprijin ori de câte ori este nevoie. Ne aflăm într-unul din saloanele amenajate, renovate și pregătite pentru a fi apte de recoltare de sânge, care a fost renovat, zugrăvit, pregătit, dotat cu scaune speciale de recoltare a sângelui, activitate desfășurată prin contribuția Părintelui Arhimandrit Ciprian de la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului, împreună cu voluntarii care de fiecare dată participă la aceste activități. Și preoții și credincioșii din protopopiatul Ilfov Nord au venit în capitală să doneze sânge pentru a salva viața celor care au nevoie în aceste zile. La îndemnul prefericitului Părinte Patriar Daniel, adresat preoților în data de 31 octombrie 2015, imediat după producerea catastrofei de la clubul colectiv, în semn de solidaritate cu victimele acestei catastrofe, protopopiatul Ilfov Nord s-a organizat și împreună cu un număr de 20 de preoți care sunt apți pentru a dona sânge, însoțiți de credincioși, sunt peste 45 de credincioși, am venit la centrul de transfuzii al municipiului București pentru a dona sânge celor ce au nevoie. Săptămâna următoare sunt așteptați să doneze sânge și studenții Facultății de Teologie Ortodoxă din București.